Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou vlog de pe acest canal. Fără Emanuel Ciprian, în acest vlog facem plimbare cu bicicleta partea a doua. Am observat un uli foarte, foarte, foarte mare. Am să mă opresc ca să-l filmez. Ăla e mare, mare tare. Zici că e găină. E chiar acela de acolo. Ce camera. Ia că a plecat. Au, ce mare. Ia că iese, iese. Ba nu, s-a pus în copac. Mergem după el. Așa, trebuie să mă duc la un om. Da, e mare al dracului. Azi mănâncă câte 3 porumbi pe zi, dacă e mare. Că aș putea să vină el mai aproape, nu mă observă pe mine. Acum cred că prima e bine în cadru. S-a dus, nu l-am mai putut filma, undeva prin colo, prin copaci aia, nu știu dacă se observă. S-a pus pe un copac. În fine, noi mergem mai departe. Vin cu bicicleta. Mergem un pic mai tare. Mai repede, pentru că trebuie să filmez și când vin înapoi, am să vin să filmez drumul când am să vin înapoi. Am să încerc să-l filmez până mă întorc acasă. Și vreau să mă duc pe dig, dar cam știu că am pătit-o și de data trecută, din asta n-a mai apărut film partea a doua. Deoarece m-am dus acolo, era un mâl, m-am potmolit cu bicicleta, m-am întors și noaptea și nu am mai putut să filmez așa de bine. Presupun că pe cameră, pe fundal, se aude doar vântul. E soare la mine, dar nu este așa soare frumos. Hai să nu-mi pierd mănușile. Îi dăm un pic mai tare. Mi-a înghețat și mâna aici. E lăsat pe tarde. Zia. Era să afunde pe tarde, ciudat. Nu cred că vă place vouă aceste vloguri, dar am zis că dacă tot mă duc, de ce? Să nu mai apară câte unul pe canal. Care lucrează aici în față. Trecem fără problemă. Zia. Zia. Trecu și de ei. Ca majoritatea pământului de acum este terminat de arat. Eu în grădina mea acolo, nu este în curtea mea, dar este în curtea altui vecin care este plecat. Nu am arat încă, dar am pregătit pentru arare. Cred că o să filmez și un vlog când o să are. Nu știu sigur, dar asta vedem pe parcurs. Mai am un pic și am ajuns la omul acela. După ce urc dealul acesta, este mătușa mea. După aceea încă vreo 400-500 de metri și sunt capul satului. Iar stau la jumătatea satului. Acum urc un pic dealul ăsta și cobor în vale. Și ne auzim după. Trebuie să mă duc să plătesc arăturile de pe toate pământurile. Așa că este petriș.
cobor și această minivale. Noi ne revedem după aceea. Așadar am revenit. Aici a fost omul care trebuie să-i dau. Are aici. Și aici. Și de aici trebuie să mă urc încolo. Aici intru pe drumul digului. Să văd dacă e bun drumul. Ne întoarcem acum pe dig. Acum și scosmat. Aici e stația apei. Ori, după cum se vede, nu cred că e așa de bun. Dar... Și acolo un crescător care mă cunosc eu bine cu el. Bă, digul se prezintă destul de... Opa! Destul de bine, zic eu. E înghețat. Aici stația apei. Aici cobor valea. Și aici este o porțiune arată după ce e toată porțiunea aia mea. M-am avut de plătit o grămadă. Să pun pe pauză ca să nu se mai zrunce în așteptare când revin. Gata, am și urcat. Are o grămadă de hopuri de la tractoare. Urcă ca majoritatea pământului, 90% de pe dig este arat. Așa spunem noi, este la drumul digului, dig. Mulți v-ați întrebat de unde sunt. Sunt din județul Bacău, comuna Prăjești. Am ieșit și azi așa. Normal trebuia să meargă tata, dar m-am dus și eu azi. Mă duc așa, abia mai filmez un vlog. Mai plimb și eu o plimbare cu bicicleta. De obicei vara fac plimbări destul de bune. Adică am făcut cu o bicicletă super. Dar nu mai, bineînțeles că am stricat-o ca prostul. Așa mai ies un pic, așa mă recreez, ca azi, să zicem, recreare în natură. Uite cum îmi arată aici, nu așa de frumos. Un pic așa, că am făcut și eu o mică boacă în azi la școală. Bineînțeles că nu-s eu ușa de biserică. Așa că azi la școală am făcut o boacă așa mai măricică. Am luat cu un coleg la ceartă. Și na, s-a terminat cearta, așa a zis ceartă. Și era, deja se sunase de intrare la oră. Acum profesorii la noi cam mai întârzie. Să fac eu decât stau în bancă ca prostul, mai degrabă stăteam în bancă să așteptam. Am stat pe hoș, vorbeam un pic cu fratele meu. După ce doamna lui între timp, învățătoarea lui a intrat, la mine profesorii n-au venit. Aveam ora de român atunci, da, și aveam și test. Și un prostălău, că altfel nu pot să-i zic, o deschis ușa la clasa 4 unde este fratele meu și m-a băgat acolo. Și a început prostul să țină de ușă ca să nu mai pot eu să ies. Aceea era o oră, am spus să-i să vară, am zis că o văzut și ei că ținea acel copil de ușă. Și prostul cum ținea, nu știu cum a făcut el, a dat cu piciorul și a rupt ușa de la balamaua. Și spune că eu am rupt-o. Și acum sunt bun de plată, bineînțeles că plata nu a fost așa, că după școală am dat o bătaie de ținută toată viața. Eu nu sunt prost. Am ținut și o caută și o ia de la mine. Bineînțeles, i-am vorbit cu directorul, mă înțeleg bine, n-am nicio treabă. Voi să aduc obor mașini și burghiuri. Băi, după cum am văzut eu la ușa aia, nu se mai poate repara. O să 5 milioane ușa, eu aș plăti-o, dar n-aș fi prost, în loc să fac o cușcă, să fac ceva, să iau un purceluș ceva, plătesc ușa din cauza cui? Din cauza prostului. E bine că după școală i-am tras o bătaie singur, chiar dacă el este mai mare cu un an ca mine. A fost și în clasă cu mine, a rămas repetent, trebuia să fie intra 7-a, dar intra 6-a. Normal, el trebuia să fie intra 8-a. Dar na, proștii-s proștii. N-ai ce să le faci.
acum să mai merg un pic. Și nici nu știu pe ce drum să o iau. Pe aici era drumul care luam eu la SRT. Pe aici așa, ăsta. Sau mai era o cărăruță mai încolo. Și acolo este SRT-ul unde scop aceea. Ai, da, ce e aici să-mi bag beță. Cobor eu acolo. Deci am rupt capul. Deci aș putea să o coli, dar ca să filmez nu m-aș risca. Auzi acolo, înghețat încă. Arhopurile alea dacă înghețat. Pe aici este cărăruța, pe unde vedeți iarba asta. M-aș duce și până la SRT să fac un video. Dacă tot mărc încoace. Uitați cum a rămas cărăruța. Dar nu m-aș duce. Trebuie să fac un vlog așa pe iarnă la SRT. O iau pe alt drum, nu mai iau pe aici. Deci trebuie să o iau pe aici, că n-am ce să fac. Aici a fost o țărnă, văd că arată acum. Să fac ceva, mă iau pe altă parte, ce să fac. Eu prin partea aia e mai greu. Firele dracu, că mi-am pierdut și mănușa. Bine că nu mi-am pierdut mănușa, am crezut că mi-a pierdut-o. Așa, prin telefonul mai bine. Dăm mai tare. Parcă m-aș duce cam el cu. Nu știu, acum am plan, nu prea mai am nimica. Planuri. Și trebuie să fac. Este ton beton acolo. Am deja piatra luată de mult. Dacă avem o mică gropiță mai dificilă ca să conduc o singură mână. Dar merge. Nu știu eu ăla care avea învățat să meargă pe bicicletă. Încerc și eu, am mers cu bicicleta așa la 17 km. De aici din sala la mine în oraș. Adică aici apare sireta, fi mai aproape, dar e mal. Așa că nu mă risc. Adică nu mă risc. Ia uitați, aici am făcut cernă. Nu mă risc, nu. Nu mă duc eu. Iar acum nu mă chef de siretea meu. Bea, nu știu ce, la mine în ultimul timp dă mereu soare, zăpadă n-a mai fost. Mie miroase a primăvară, de ce nu știu. La săretele-i scăzut. Aici drumul ăsta unde ducea, aș putea și eu și pe aici, dar nu eu nici pe aici. E prea lung. Așa că mă mai duc un pic pe dig. Mă mir că acum, dacă unde e drumul așa, când am venit eu în partea aia la întâi. E bine că eu am venit pe dig din capul satului și am ieșit. La primul drum care era așa la dreapta, să ies în sat. Am ieșit. Așa am crezut că e tot digul, dar se pare că nu a fost chiar așa tot. Da, uite, chiar acolo trebuie să ies. Mai merg, cu un kilometru. Este mult, nu se prinde pe cameră, chiar dacă dau cu zoom-ul. Frumos, chiar mi-a prins bine plimbarea asta de seară. Este seara, este ora 15:44. Adică 4 fără un sfert. Mă duc acasă. Încep la animale. Adică azi este... ce e azi chiar? Ce am avut? Azi e miercuri, da? Nu știu ce ziua azi. La fiate la mine. Azi este miercuri. Timp ce aici nu arată. La pământul meu aici. Azi este miercuri, cred că miercuri seară pe la 6-7 va fi postat, nici eu nu știu ori acum direct când mă duc acasă. Dar nu cred că am eu timp, că de obicei seara stau pe telefon mai mult. Pe calculator. De astea. Canalul meu de YouTube este prins în două părți, în caz dacă... adică eu pot să postez în ambele părți. Și pe calculator, pe computer. Și pe telefon. De obicei eu folosesc telefonul, mi se pare mai ușor. În caz de că s-a întâmplat cu vechiul meu cont, metoda cea mai simplă în calculatorul, adică mi-am spart telefonul, mi-am spart telefonul, mi l-am pierdut în SRT. După ce l-am găsit, nu prea mai funcționează și l-am spart de nebun, n-am mai ținut cont de YouTube,
Și la 15 abonați am plâns, eu cam am spus o dată. Am deschis un nou canal, dar de acesta sunt mulțumit ca de toate. Nu mai avem mai multe. Dar asta este al doilea pe care postez. În afară de ăsta și de celălalt nu am mai avut. Acum intru în sat. Nu cred că o să filmez așa multe părți pe aici, deoarece sunt pe troaie mari și n-am chef să-mi scape telefonul pe jos. Așa că o să fie cu pauze. Să mai merg așa câțiva. Ia. Mă prind și pe el un pic în cadru. Mergem mai repede. Pun porcei. Sara. Bună. Mamă. Nici nu știu când am pus pauză, că chiar mai bine și n-am mai fost așa de mult pe bicicletă. Dar mi-a prins bine de creare aceasta. Când o să vină vara, o să fie mai multe videoclipuri așa. Nu chiar cu animale, va chiar mai multe cu animale, cu iepuri mai multe. Primăvara, un pic. Pe la 15-16 februarie, gata. La noi e primăvara în fiecare an. Nu știu dacă mai veni o zăpadă, azi suntem în 19 ianuarie 2022, așa, ca să nu greșesc. Aici urcăm un pic și ieșim pe strada principală. După ce iar mai mergem 10 metri și luăm la dreapta și merg direct la casă. Deci cam pe aici o să mă opresc de vorbit. Cam atât a fost cu acest videoclip. Vlogul o să încheie la mine în poartă. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. Iar noi până pe data viitoare ne revedem. La revedere! Am ieșit în strada principală. Iar acum o luăm aici din nou la dreapta și o șterg acasă. Am făcut că de 20 de minute aproape. Nu mă gândeam că o să dureze atât, nu cred că s-a uitat toți până la capăt. Dar care v-ați uitat, vă respect. Yeah.